Salutare tuturor! Am aici lângă magazia din grădina din spate niște viță de vie. Este soiul ananas și o să mă apuc să o copilesc. Vedeți că au crescut lăstare ăștia nepurtători de rod. Am cam neglijat-o, nu prea am avut timp de ea. O să o copilesc. O să o leg. Încerc să o aranjez puțin. Am așa cât ține șpalierul ăsta. Undeva la, să zic, 25 de metri lungime. Și văd că anul ăsta chiar are și rod. Sunt struguri. Anul trecut mai puțin. Uite, s-au revărsat așa peste șpalierul meu. Și trebuie copilite toate coardele astea care nu au rod. Mai am și în partea asta una, iar acolo mai în spate nu se vede foarte bine. Sunt câteva mici, nu au apucat să crească, dar astea de aici din partea din față s-au dezvoltat destul de frumos. O să o aranjez un pic, că este spre seara, așa, undeva la 6 jumate, 7. Mai am câteva ore de lumină și pot să fac operațiunea asta ca să scap de ea.
Am terminat treaba, ați văzut că nu am avut foarte mult de lucru, de altfel nici nu am foarte multă viță de vie aici. Sunt undeva la maxim 10 rădăcini toate. Și acum ați văzut, le-am copilit, le-am legat, unde mai a dat câte o coardă din asta tânără. Am aranjat un pic, nu am avut deloc timp de ea în vara asta, am neglijat-o și îmi stătea în cap să o văd așa sălbatică. Abia aștept să se coacă la toamnă, noi nu facem vin, nici n-am avea din ce, mai face maica mea câte 5-6 kg de must când avem din ce. Anul trecut nu prea s-au făcut și i-am mâncat așa. Anul ăsta, dacă se ajunge de untesc, facem câteva chile de must. Deci treaba a fost destul de simplă, nu mi-a necesitat foarte mult timp. Mă enervează soarele ăsta care bate în cameră și nu pot să filmez absolut nimic. Asta am vrut să vă arăt, o altă activitate în gospodăria mea. Vă mulțumesc ca de obicei pentru faptul că m-ați urmărit. Vă invit să mă urmăriți în continuare. Vă doresc o seară plăcută și numai bine!